chiar dacă fața ta nu prezintă încă semnele îmbătrânirii, este bine să aplici sfaturile prezentate în acest articol pentru a avea o piele moale și netedă. Dacă vrei să ai o față cu un aspect tânăr, este nevoie să apelezi la anumite trucuri pentru a hrăni pielea acesteia și a o menține sănătoasă. Lăsarea pielii feței este o problemă inestetică ce implică apariția ridurilor premature. Aceasta poate indica o posibilă deficiență de nutrienți sau o protecție inadecvată împotriva efectelor nocive ale soarelui și ale toxinelor din mediul înconjurător. Deși poate nu știai asta, elastina și colagenul pielii feței sunt vulnerabile deshidratării, efectelor negative ale razelor ultraviolete și particulelor invizibile ce plutesc în aer. Mai mult, schimbările biologice provocate de îmbătrânire slăbesc mușchii faciali, iar pielea feței își pierde fermitatea și tinerețea. Din fericire, în zilele noastre avem la dispoziție numeroase produse și tratamente cosmetice ce previn lăsarea pielii feței, hrănind-o și apărând-o împotriva semnelor îmbătrânirii. De asemenea, putem încerca diverse tratamente naturiste care ne pot ajuta în acest scop. Citește în continuare pentru a descoperi 5 astfel de remedii, pentru care nu ai nevoie decât de câteva ingrediente accesibile și 100% naturale. 5 remedii naturiste pentru a preveni și trata lăsarea pielii feței. 1. Tratament cu albuș de ou. Albușul de ou este unul dintre cele mai bune astringente naturale, motiv pentru care acesta este foarte util pentru a preveni și trata lăsarea pielii feței. Hidrolipidele din compoziția albușului de ou hrănesc straturile cutanate și previn pierderea colagenului și a elastinei. Ingrediente: 2 albușuri de ou, o lingură de iaurt natural. Instrucțiuni: bate albușurile de ou și combină-le cu iaurtul natural. Spală porțiunile de piele pe care vrei să le tratezi și aplică un strat din crema obținută. Lasă crema să se solidifice timp de 30 de minute, apoi clătește-te. Aplică acest tratament de 3 ori pe săptămână. 2. Tratament cu aloe vera. Gelul plantei aloe vera este unul dintre cele mai bune ingrediente pentru a trata pielea lăsată și deshidratată. Acest component al plantei conține acid malic, ce combate îmbătrânirea prematură și reduce apariția imperfecțiunilor minore, cicatrici și riduri. Ingrediente: o lingură de gel de aloe vera, o lingură de ulei de nucă de cocos, o lingură de miere. Instrucțiuni: amestecă gelul de aloe vera, uleiul de nucă de cocos și mierea într-un castron. Aplică pasta obținută pe față și lasă-o să acționeze timp de 20 minute. Clătește-te cu apă rece. Aplică tratamentul la fiecare 2 zile. 3. Tratament pe bază de castravete. Castravetele este compus din apă și antioxidanți protectori în proporție de 90%. Aplicând acest ingredient pe piele, vei obține un efect revigorant ce previne apariția ridurilor premature. Acționând asemenea unui tonic natural, castravetele este ideal pentru a trata lăsarea pielii feței. De asemenea, următorul tratament reduce grăsimea acumulată în exces și îndepărtează celulele moarte ale pielii. Ingrediente: o jumătate de castravete proaspăt, o lingură de smântână. Instrucțiuni: ia o jumătate de castravete și stoarce-i sucul printr-o strecurătoare. Amestecă sucul de castravete cu o lingură de smântână pentru a obține o pastă groasă. Aplică pasta pe toată fața și, dacă dorești,
pe gât și pe piept. Lasă remediul să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește-te cu apă caldă. Aplică acest tratament de 2 sau 3 ori pe săptămână. 4. Tratament cu miere. Mierea pură este un hidratant natural, foarte benefic atât pentru tenul uscat, cât și pentru tenul uleios. Conținutul ridicat de antioxidanți, vitamine și minerale al mierii este util pentru a preveni lăsarea pielii feței și apariția ridurilor premature. Ingrediente: 8 lingurițe de miere, zeama unei jumătăți de lămâie, 2 linguri de ulei de măsline. Instrucțiuni: amestecă mierea cu zeama de lămâie într-un castron împreună cu uleiul de măsline. Aplică crema obținută pe toată fața. Lasă-o să se usuce, apoi clătește-te bine cu apă caldă. Aplică acest tratament în fiecare noapte timp de cel puțin 2 săptămâni. 5. Tratament cu apă de trandafiri. Apa de trandafiri este un tonic natural care reduce lăsarea pielii feței și care poate trata și alte probleme de natură estetică, inclusiv punctele negre, secreția în exces a sebumului sau acumularea de celule moarte. Ingrediente: 1/4 cană de apă de trandafiri, 1 linguriță de zeamă de lămâie, 1 lingură de hamamelis. Instrucțiuni: amestecă toate ingredientele într-un recipient cu capac. Înmoaie puțină vată în soluție obținută și aplică-o pe față și pe piept în fiecare zi. Include acest tratament în rutina ta zilnică de înfrumusețare. Chiar dacă pielea ta nu prezintă încă semnele îmbătrânirii, este indicat să începi să aplici aceste tratamente pentru a preveni lăsarea pielii feței. Alege-le pe cele care ți se par cele mai interesante și aplică-le în mod regulat pentru a profita de beneficiile pe care le oferă.